Bun găsit tuturor din Lisabona. Mă aflu în hotelul unde am fost cazată și în preț de, cred că jumătate de oră, voi pleca spre aeroport. Însă mi-au atras atenția două subiecte interesante pe care le-am discutat și unul din ele îl trăiesc, altul din aceste subiecte l-am discutat cu cineva pe Facebook și am zis ok, eu de obicei pe Facebook, dragii mei, nu răspund la întrebări. Dintr-un motiv foarte simplu, dacă te-ai mulțumit vreodată să-ți cumperi, nu știu, jumătate de sandwich sau o jumătate de sticlă de apă băută, ori îți faci consultație și ți se alocă un timp ție, numai ție, de către astrologul sau ezotericul respectiv, că doar nu spun veniți aici la mine și faceți astrograme, decât să te mulțumești cu trei răspunsuri așa aruncate în fugă, pentru că nimeni nu are timp fizic să-ți acorde atenția necesară subiectului tău. Dar subiectul abordat de persoana respectivă mi s-a părut foarte interesant, pentru că trebuie să recunosc că am trecut și eu prin el. Uneori mai trec și acum prin el din când în când. Dar, pe scurt, despre ce este vorba. Era o mămică care mi-a scris, bine, mămică de fată mare, de fată adultă, da? Presupun că fata are peste 20 de ani. Pentru că spunea că fata este studentă și fata tot timpul întâlnește băieți care la început se poartă frumos, totul lapte și miere și vai ce interesant și ce drăguț. Și apoi pe măsură ce relația se adâncește, aceștia devin nepoliticoși, aroganți, sunt puturoși, nu muncesc, nu aduc bani acasă, se folosesc de ea, etc. etc. Vi se pare familiară tema pe care vreau să o abordez? Eu am auzit-o nenumărate rânduri. Până la un punct am și trăit-o. Nu în totalitate, din fericire. Și atunci am scris eu mamei și am spus, doamnă, nu are fata o problemă. Că era cei cu fata care zodia nu știu care. Poți să fii și zodia, nu știu, păsărelei din pădure, dacă vrei. Nu ne raportăm la zodiacul vestic. Contează maniera în care ai fost educat și tiparul comportamental pe care l-ai văzut în familia ta. De obicei, fetele care nu prea își găsesc bărbați potriviți, care să le respecte, care să muncească, care să aducă bani acasă, care să nu fie afemeiați, care să nu fie bețivi sau, Doamne ferește, și mai rău drogați, care să nu fie cartofori, adică jocuri de noroc. Aici v-am enumerat doar vreo 6 variante, dar vă spun că dacă ne străduim cu toții, mai găsim încă 100 de variante. Deci, aceste fete, de obicei, provin din familii în care părinții au fost dominatori sau unul din părinți a fost dominator. Dar ce tip de dominație? Dominația în care spune... Eu te-am făcut, eu te omor. Pe principiu înțelept românesc, nu? Că așa ne prostim noi la cap. Sau eu mi-am dat toată viața, de parcă noi rugăm pe bărbat, sacrifică, pune rinichiul pe masă ca să mă faci pe mine fericit. Nici vorba. Dar auzi, sigur, tiparul, eu m-am sacrificat. Viața, tinerețea, bla 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 bla. Am stat cu taicătul care e un dobitop sau cu maicăta care e o tâmpită. Scuzați-mă, dar chiar m-a enervat subiectul. Și tu trebuie să fii recunoscător, umil, supus și să mă mânghii pe creștet la bătrânețe de 10 ori pe zi, pentru că eu m-am sacrificat, vezi, Doamne. Și atunci, evident că persoana respectivă, și aici este o filmare numai pentru fete, scoatem bărbații din cauză, doar dacă ai fată și ești bărbat și vrei să auzi cum să-ți crești fată. Normal că fetele respective caută un tipar dominator, pentru că ele asta au primit în familie, asta au văzut. Părinți care, în care tatăl domină mama și mama tace pentru că ce să vezi, ce o să zică vecinul și cum o să crească copii și cum o să se sacrifice ea pentru copii ca apoi să-i nenorocească, să le amintească cât de nasolă e viața ei pentru că s-a sacrificat. Și este un talmeș-balmeș. Deci ai prins ideea cu siguranță. Părinți care domină copiii sau părinți care sunt absenți. Este o mare problemă care a fost abordată acum ceva timp în România legată de părinții transfrontalieri care pleacă în străinătate să lucreze. Lasă copiii în grija unor rude.
Cazurile acestea, să știți că sunt puțin mai rare în care se întâlnească dominare. Foarte rare, doar dacă în cazul în care copilul a asistat în primii ani la o formă de dominare în familie, pentru că cei rămași singuri acasă își cam văd de treabă. Dar există și varianta, cam 25%, în care dă peste un partener dominator, copilul primind bani din străinătate, fata începe să epateze, da? Și alege să-și cumpere iubirea altei persoane. Și de aici, din nou, intrăm în tăvălugul relațiilor eșuate. Și apoi, varianta în care părinții sunt în regulă, pentru că am întâlnit și cazuri în care părinții sunt educați, politicoși, nu contează câte școli ai și câte diplome ai. Dacă se respectă în familie, este în regulă. Doar că pretind foarte mult de la copil. Spre exemplu, ei sunt liniștiți, își văd de treabă, aduc bani acasă, plătesc pregătirile copilului în particular sau îl trimit la școli bune sau îl îmbracă sau îi dau de mâncare. Dar în același timp, prin atitudinea pe care o manifestă, impun și copilului să ridice ștacheta, să ridice nivelul de raportare și copilul se simte presat că nu le satisface dorințele. Știți unde greșesc acești oameni? Nu își laudă copilul. Niciodată nu spun copilului, băi, sunt mândru de tine, nu știu, ai ridicat o farfurie de jos, ai spălat-o minunat, numai tu știi să faci asta. Sunt oameni care își respectă familia, sunt oameni care își respectă copilul, însă niciodată nu validează persoana, nu-i dau încredere. Și atunci vreau să vă zic, din punct de vedere psihologic, este mult mai rău să tași din gură și niciodată să nu dai feedback copilului tău și sărmanul nu înțelege unde se află, pentru că niciodată nu i s-a spus, băi, faci bine sau faci rău, dar întotdeauna a existat pretenții și atunci va încerca să depășească, știți cum e, exact atunci când sari cu prăjina, mai ridici 10 cm, mai ridici 10 cm și ajungi să-ți fracturezi coloana sau să-ți rupi un picior, sărind mai sus, mai sus, pentru că tu nu știi unde să te raportezi, nu știi la ce să te raportezi. De ce numerăm? Familii disfuncționale în care părinții au fost abuzivi și dominatori unul cu altul și copilul a văzut acest fata, a văzut modelul paternal de dominare a mamei sau mama agresivă care domină pe toată lumea. Cazuri mai rare în care sunt părinți transfrontalieri, în care copilul își vede de treabă, dar încearcă să cumpere dragostea unei alte persoane și de obicei își alege profitori, foarte rare, a zis 25%, și cazurile în care părinții, familia sunt în regulă, dar din punct de vedere emoțional nu își exprimă trăirile față de copil, nedându-i feedback-ul necesar, fata evident că își pune ștachete tot mai mari până ajunge să clacheze. Și este exact efectul contrar. Ce facem în astfel de situații? Pentru că, ok, dai peste măgari care profită de tine, care se poartă urât cu tine, care îți consumă banii, care nu lucrează, care... Dar întotdeauna, știți, nu știu dacă ați observat, dar oamenii care nu lucrează și sunt în relații și n-am întâlnit o dată situația asta, în cadrul consultațiilor am întâlnit-o de nenumărate ori. Ei sunt cei mai nemulțumiți, ei sunt cei care critică. Bărbații ăștia critică toată planeta și pe înșiși, dacă s-ar putea, dar de fapt sunt frustrații cu ei. Bun, și atunci ce facem? 1. Dați-le drumul afară din cuib. Pentru că în tiparul în care familia e dominatoare, stau ăia călare toți unii peste alții, din mamă, tată, copil, și copilul ăla are oameni buni, 20 de ani, poate procrea, adică băgați-vă mințile în cap, e adult deja. Deci, scoateți copilul din mediu. Trimite, deci eu mi-aș dori foarte mult ca fetele care aud aceste înregistrări să facă ceva. Nu mai bâhliți, pentru că situația nu se va rezolva nici cu psiholog, nici cu nu știu ce, Doamne iartă-mă, terapie, nici să stai în lotus și nici să-ți vindești copilul interior. Vindecă-ți-l de pe canapeaua apartamentului pe care ți-l închiriezi sau pe care ți-l cumperi, atunci perfect, este minunat. Dar nu mai sta în mediul respectiv, pentru că o să te viruseze, o să te consume, o să te mănânce și știi ce o să se întâmple? Mai devreme sau mai târziu ai să abandonezi lupta. Oamenii abandonează lupta în două moduri. Ori fac o boală crâncenă, asta e cazul fericit și mor repede, închinuri, dar mor și au scăpat de o problemă. Ori continuă să-și trăiască viața de pe o zi pe alta ca un roboțel. Am prieteni dragi care își fac astfel de alegeri. Și eu am fost în situația asta, de asta am și permis să spun.
Dacă vreți să știți, eu am fugit de acasă, ca să fie clar. Și când spun fugit de acasă, vă rog să vă amuzați. Aveam 26 de ani. Da? Deci nu am fugit la 15 ani. Nu. Am fugit. Deci vă dați seama cât de atașată eram și cât eram spălată pe creier, încât încă privesc la 40 de ani ai mei, că am fugit de acasă ca pe o mare victorie la 26 de ani. Dar, eu acum nu faceți ca mine, da? Eu am fost alt temperament. Dar, mutați-vă de acasă. Luați-vă un job. Nu stați pe banii părinților. Dacă vi se oferă ocazia să plecați undeva în străinătate, faceți-o, măcar încerci. Nu stai acasă și te văicărești, bă, dau numai peste dobitoci. Păi dai peste dobitoci că stai ca o capra acasă, normal. Și știi de ce dai peste ei? Pentru că nu știi tu ce vrei de la tine, tu nu știi ce tipar vrei. Ție ți se pare că a fi iubită și respectată înseamnă să dea ăla cu pumnul, metaforic sau fizic. Deci, rupe tiparul de conexiune, trăiește-ți viața, ia-ți viața în propriile mâini. Da, hai să mănânci pâine cu muștar. O săptămână, două, o lună. Presupun că mai mult de o lună nu poți, că ești om deștept. Adică dacă ești sănătos, cap, două mâini, două picioare, frate, du-te și muncește, spală vase și tot câștigi un ban. Și nu e o rușine să faci asta. Și eu am făcut-o. Deci nu e o rușine. Eliberează-te de tipar. Uită de trasat granițe cu părinții, să le explici tu lor nu știu ce. Come on! Psihologul meu de acum 10 ani a spus o chestie foarte deșteaptă și mulțumesc lui Ovidiu. A spus așa, înainte de a te naște tu, a fost mama și tata. Ei au fost un cuplu, ei sunt un cuplu și nu este problema ta să-i terapeutizezi pe ei sau să le dai tu lecții despre ce să facă. Nu, fă-ți propriile tale alegeri, trăiește-ți propria viață. Deci dacă tu visezi frumos că ai să o schimbi pe mama și pe tata, goodbye și somn ușor în continuare, ne vedem peste 100 de ani. Nu se vor schimba, pentru că nu au de ce, pentru că ăla e tiparul lor. Abuziv, non-abuziv, e problema lor și nu a ta. Pe cine poți să salvezi este pe tine. Să nu mai repeți aceleași greșeli. Și încă ceva, o altă problemă este teama de singurătate. De multe ori am ales relații greșite și am rămas ani de zile în ele. Pentru că mă temeam că nu voi găsi un alt bărbat. Că dacă, Doamne ferește, l-arunc pe ăsta care e un dobitoc și care se poartă urât și vorbește pe net cu femeile și nu știu ce mai face și tra-la-la-la-la-la, eu o să mor singură și exact asta scrieam unei cititoare. Self-esteem-ul meu, stima de sine era cât piciorul broaștei și mi-imaginam că am să mor singură, bătrână, eventual apocaliptic, într-un șanț. Pe bune, știi cât a durat? Fix 2 săptămâni și să-ți găsești pe altcineva. Și știi de ce? E atitudinea. Atitudinea face diferența. Așa încât, dacă tu crezi că ai să mori singură, crede-mă, deja ești singură în relația în care nu te respectă și deja ești abuzată și ești un sclav al unui om care profită de tine. Deci, varianta cea mai bună este, dă-i papucii, fă loc în viața ta să intre altcineva, pentru că universul ne trimite ceea ce emitem. Dacă eu emit frică, teamă și panică pentru ziua de mâine, normal că o să-mi trimită un troll care o să mă tortureze toată ziua. Dar dacă eu spun stop joc, rup acest tipar, pentru că eu am anumite standarde, automat, creând loc în preajma mea, universul trimite persoana respectivă. Asta e cel mai greu lucru, să rupi relația, să pui punct, să fii tu cel care dă șut. Dar știi ce bine te simți după aia? Adică nu te pune în postura de să mă lase el pe mine, că nu, dacă o face, o să te doară foarte mult. Dacă nu o face, o să te doară foarte mult. Așa încât mai bine ia-ți viața în mâini și ai să vezi că foarte repede, schimbându-ți atitudinea, îți vine și partenerul potrivit. Înconjură-te de prieteni, nu sta acasă, dar te rog, nu-i nebuni la cap cu dramele tale, că am înțeles, e un măgar. Și ne-ai spus odată, și ne-ai spus de două ori, și ne-ai spus de 20 de ori. Și oamenii din jur, politicoși, dau din caș și spun da, și lasă-l dragă. Și primă iarăși, da, dar tu de fapt rotești ca o moară stricată ceva pe care noi nu, pe noi nu ne interesează. Oamenii sunt politicoși, spun da, pentru că țin la tine. Dar atâta timp cât tu nu iei nicio atitudine, știi ce o să se întâmple? Încetul cu încetul o să dispară din preajma ta și ai să te trezești singur. Deci, ieși afară, draga mea, abuzată și chinuită și în relații proaste, pentru că ai mai multe șanse să întâlnești pe cineva nou. Dar învață să-ți stabilești o listă, un criteriu. Spre exemplu, eu dau din experiența mea, pentru că asta este experiența mea, n-am cum să vorbesc din experiența vecinei, da?
Deci, eu mi-am dorit grec. Eu mi-am dorit bărbat ras în cap. Eu mi-am dorit bărbat cu jeep și cu vilă, pentru că eu n-o să stau niciodată, cum am stat în alți ani, cu cineva care nu-și permite să plătească cafeaua. Come on! Super total absolută și ar fi bine să-ți repeți și tu chestia asta și meriți să fii ținută pe palme. Prin urmare, puneți niște standarde. Astea au fost standardele pe care mi le-am dorit eu. Nu înseamnă că trebuie să mă copii pe mine. Eu ți-am dat un exemplu ce am făcut eu din experiența mea. 2 săptămâni a durat. Pentru că am avut încredere în mine. Pentru că m-am aliniat la mine și am cerut universului, pentru că asta e treaba universului, să dea la oameni. E infinit și e bun și e simpatic. Dar mai când ești foarte hotărât, dar nu devii obsesiv. Când am cerut, vreau asta, asta și asta. Au durat fix 2 săptămâni, dar ține ochii deschiși pentru că realitatea începe să se manifeste, să se schimbe. Și ieși din paradigma de frică. În clipa în care ai lăsat frica de acțiune, pentru că prima frică este, vai cum să-mi las părinții, vai ce să fac cu ei, vai de mine. Credeți-mă, părinții sunt foarte ok. După circul de rigoare o să tac. Vai cum să-mi schimb viața, pe bune, vrei să trăiești în bullshit-ul ăsta? Felicitări dacă vrei, dar noi nu vrem să te auzim plângându-te. Apoi este frica, dacă rămân singur, n-ai cum să rămâi singur, suntem oameni buni, 7 miliarde pe planetă, Doamne iartă-mă, nu există și pentru tine un mascul, dar ce crezi că au secat? Și România este o tâmpenie care spune așa, demografic sunt 7 femei la un bărbat. Eu aș vrea să-l întâlnesc pe ăla care a spus așa ceva și să-i spun, ești un prost, vrea să zic altceva mai urât. Nu e adevărat. Sunt exact femei și bărbați. Și trebuie să ieși să cauți, că nu o să-ți bată prințul la ușă. Cel mult o să-ți bată în ecranul laptopului și e ok să ai relații și pe internet. Nu e o rușine că mama atâta te evatură dacă e un nebun. Păi dar stai de vorbă cu el, te duci și te întâlnești într-un loc public, doar nu te duci acasă la el să faci nu știu ce din prima zi în care l-ai cunoscut. Da, mai îți dai numărul la niște prieteni să te mai sune, să mai nu știu ce. Adică nu e chiar așa, e un ciudat. Deci, depășește frica, cere cu hotărâre universului fără să te obsedezi. Adică a cere cu hotărâre înseamnă să ai o demnitate, să spui ok, sunt pregătită pentru o nouă relație în acord cu legile universului. Sunt pregătită pentru un nou iubit în acord cu legile universului. Ies din relația actuală în acord cu legile universului. Deci cam asta este atitudinea, nu? Vai, universule, dacă tu nu-mi dai, eu o să mor proastă și singură. Nu o să-ți dea nimica decât un șut în fund, cu așa atitudine, că universului lui plac oamenii care au coloană vertebrală, că doar el i-a creat pe ei. Și apoi, am spus, ieși afară, în public, umblă, nu sta în casă, nu te plânge, acționează, acționează, acționează. Sper că am fost suficient de clară pentru mama fetei. Să înțeleagă că e timpul să-și arunce copilul din cuib, că copilul ăla, dacă a ajuns la facultate, înseamnă că e major. Și copilul ăla, credeți-mă, doamnă, că se descurcă foarte bine și singur dacă îi tăiați cordonul ăla umbilical. Dacă îl tăiați, o să fie foarte ok. Și pentru părinții atașați, gen raci, pești și scorpioni, că ăștia se atașează foarte mult, sau cu ascendentul, copilul o să supraviețuiască și o să fie fericit. Copiii nu se fac ca să fie sclavii părinților. Copiii nu se cresc pe maniera, eu te-am făcut, eu te omor. Copiii nu se cresc în modul victimei, eu m-am sacrificat pentru tine, pentru că nu te-ai sacrificat pentru ei. Hai să fim serioși, ai rămas în relația aia pentru că ți-a plăcut, a naibii de mult. E așa de bine să fii victimă și după aia să te împaci cu bărbatul și nu știu ce. Deci niciodată părinți care rămân în relații abuzive nu rămân pentru copiii lor. Din ce motiv? Când i-ai făcut, nu te-ai gândit că faci copil. L-ai făcut, s-a întâmplat, nici nu știai că rămâi însărcinat. Rămâi în relații pentru că ți-e frică, exact tiparele despre care am vorbit, ți-e frică să acționezi, îți este prea lene, te complaci sau poate undeva în sufletul tău, adânc, 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 îți place să fii abuzat. Dar nu pune spatele copilului. Pentru că întotdeauna spun un lucru foarte dureros când întâlnesc oamenii la consultație. Din păcate, ești produsul care mie îmi plătește chiria și facturile. Ești produsul acțiunilor părinților tăi. Nu trebuie să judecăm părinții. Și eu mi-am dus lupte de gherilă, am 40 de ani și mama încă îmi spune să mi-e frică că zbor cu avionul, să mănânc bine. Pe bune, sunt jumate de ecran, ce să mai mănânc bine? Dar părinții rămân părinți și trebuie să ne bucurăm că îi avem pe cei care îi avem lângă noi.
Dar nu putem noi să-i schimbăm. Schimbarea vine din tine. Ce poți să schimbi este în tine. Îți respecti părinții, dar nu alege să rămâi blocat în ceva care te limitează. Deci, dacă ai o relație proastă, bagă la cap tiparul pe care ai fost crescut, conștientizează-l, dar nu-l urma. Fă schimbările necesare, transformă-te, schimbă-te, adu noutatea în viața ta. Ai înțeles? Dar e foarte important să înțelegi tiparul din care provii, ca să nu-l mai repeți. Doar așa se pot schimba lucrurile în viața ta. Nu ține de predicții, pentru că de foarte multe ori clienții cred că vin aici la hartă și eu încep să le dau niște date magice în care o să le cadă un meteorit și eu le spun, darling sau dragă, nu se poate așa ceva, nu există o rețetă, că dacă ar fi rețetă, crede-mă, locuiam în Taj Mahal acum și vindeam cu picătura treaba asta și eram foarte bogată. Nu. Rețeta este să știi ferestrele astrale când să acționezi. Asta e treaba astrologului. Oricare, sunt în România astrologi foarte buni, nu sunt eu unica. Suntem un grup de astrologi foarte buni și foarte bine pregătiți. Se dau anumite date astrale în care poți acționa, ai mai multă energie și mai multă susținere planetară. Dar povestea e despre tine. Pentru că eu când închid conexiunea sau ieși pe ușă, după ce eu prefer hărțile online, că sunt cele mai comode pentru client, pentru că el rămâne în mediul lui. Și când se închide conexiunea, e vorba despre tine, e vorba despre a acționa. Dar din poziția de victimă, universul nu o să te ajute. Niciodată o să te lase să stagnezi. Deci, dați-vă copiii afară din cuib. Învățați-i autonomi, lăsați-i să-și facă și ei prostiile lor, că toate prostiile pe care le-au făcut, le-am făcut și noi înainte, le-ați făcut și voi înaintea noastră. Nu cred că s-a inventat o prostie nouă pe planetă, cred că ar fi extraordinar, ar câștiga premiul Nobel cine inventează așa ceva. Și cei care trăiesc povestea unor relații nefuncționale, evaluează-te și schimbă paradigma. Pentru că doar așa poți să fii fericit. Eu vă pup din Lisabona. Aștept feedback-ul vostru, pentru că eu fac aceste înregistrări, în primul rând, ca să comunic cu voi, să interacționăm. Vreau să creăm o comunitate, nu vreau să fim pe ipostaza, eu sunt astrologul guru pe un piedestal și tu ai să mă asculți de jos în sus privindu-mă cu gura căscată. Nu! Împărtășește-ne din experiențele tale, povestește, bă, uite, mă bătea bărbatul de 10 ori pe zi în cap și uite ce am făcut eu. Eu am scăpat din chestia asta și dacă ți-e rușine să-ți spui numele, atunci folosește un pseudonim. Deci, mulțumesc că ai urmărit această filmare. Dacă vrei să fii la curent cu filmările pe care le fac, apasă butonul subscribe, care este în partea dreaptă a acestui ecran. Și să ne auzim cu bine. Acum cred că plec spre aeroport în câteva minute. Decolez spre aeroport. Vă pup și să ne auzim cu bine din țară!